Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta vreau să încep o serie de videoclipuri unde vom renova casa de la țară. Va trebui să mă mut din nou aici la țară și nu avem baie. Așa că primul lucru care vom face va fi să ne facem o baie și o bucătărie. Dar și multe alte lucruri prin curte. Așa că am început cu baia și haide să vă arăt. Prima încăpere asta unde o să fie bucătăria. Asta va veni renovată mai târziu. Iar aici va fi baia, e destul de micuță. Aici o să mânca pe tot peretele o cadă, acolo toaletă, aici la mijloc o ghiuvetă. Am dat jos după pereți, destul de înalt, o să îi schimb și geamul și ușa asta, se închide foarte bine ușa, dar vreau să îi pun alta nouă. Pereții sunt destul de drepți, tari, dar trebuie să dau pământul ăsta, să-i pun plasă de sârmă și o să-l tencuiesc. Nu o să mai filmez acum. Uitați cât, nu știu dacă se vede, vedeți ce grosime are. Să-l dau jos, nu o să mai filmez pentru că se face foarte mult praf și tot îmi intră în telefon. Așa că deocamdată atât. Voi reveni după ce va fi gata și o să începem să pun plasa. Așa că ne vedem mai târziu. A fost instalatorul și am mai legat niște țevi de PPR pe aici. Am pus plasa. Aici așa mai trebuie să fac niște canale aici la WC-ul, la ghiuvetă, acolo e canalizarea. Iar aici sus, pe peretele ăsta, acolo și sus, voi pune tavan fals. Adică din aia din regips verde. Geamul și ușa vor veni schimbate, le-am cumpărat acolo. Acum voi mai măsura și o să pun aici rabiț și aici unde mi-au mai rămas și în spate aici unde nu reuși să ajungă el. Numai nu o să o pun până jos ca să nu mi-o taie, pentru că din coace. Deci aici am pus-o, dar o tăiat-o acum, după ce o să vină țevile la loc, o să o fac din nou. Și fâșia asta aici, o să-i tau alta. Am terminat plasa de pus și pe peretele ăsta, numai până aici. Iar aici am lăsat-o așa pentru că voi schimba ușa și după aia o să mai prind unde o să fie nevoie. Ideea e să fie foarte bine întinsă, vedeți? Pentru că atunci când o să dați cu tencuială pe ea, dacă joacă, nu e foarte bine întinsă, atunci o să cadă înapoi jos tot. Deci să fie foarte bine întinsă și lipită de perete. Mai avem aici fâșie, trebuie să măsurăm să punem și aici și din coș, unde e scara. Acum așteptăm să vină și instalatorul și electricianul. Deja baia începe să prinde contur. Am pus țevile. Acum schimbăm geamul. Haideți să vedem. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back.
I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Ia uitați, ăsta a fost geamul vechi. Am zis că poate să-l folosesc. Ce? Acolo avem geamul pus provizoriu. În seară târziu, pe la ora 11, am terminat de dat șprițul aici. Pe partea asta nu l-am mai dat. Așa arată geamul. Mai trebuie să îl fixăm, să-i punem spumă. Am dat aici șprițul și acolo șinele unde le vom folosi în loc de drepta, de stâlpi. Și aici, pe bucata asta mai trebuie să dau, iar aici o să spargem și o să pun altă ușă. Așa că vom reveni mai târziu, vom tencui. Am terminat de pus stâlpii, dar din păcate nu sunt destul material, așa că am pus numai pe 2 pereți. Așteptăm să întărească. După care o să începem să umplem între ei. Încă e destul de mole. Trebuia să îi prind normal cu gips, că lucrai mult mai ușor, dar din păcate era închis la magazin. E chiar data de întâi și e închis la magazin, așa că n-am avut ce să fac. O trebuie să fac tencuială și să-i pun. Aici, fiind groapă foarte mare, o să-i dau în mai multe rânduri, să bag acolo să umplu, pentru că altfel o să cadă jos dacă îl umplu totodată. Așa că nu știu cât se vede, dar n-am făcut cam de două degete. Sunt destul de drepți pereții ăștia, foarte drepți. Așa că nu trebuie să umplu mult între ei. Cam atât. Ne vedem când o să tencuim. Am început și am tencuit. Aici aproape e gata peretele ăla. Mai am din coci. Peretele ăla a intrat mai gros. Dar nu avem ce să-i facem. Uitați. Încărcăm tot așa încet, ca să nu cadă jos. Da, cea mai mare problemă e că, ia uitați unde trebuie să fac materialul, pentru că nu am o betonieră și trebuie să-l fac aici. Așa că, haide să ne apucăm de treabă. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you... Am terminat de făcut și mortarul pentru tencuit. Nu ne rămâne decât să îi dăm pe pereți. Tell me what's
trying, why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Am terminat de tencuit pereții ăștia. Eu zic că e și destul de bine. E a doua oară în viața mea când tencuiesc. Mie prima dată a fost o cămară unde nu am folosit profile, doar am tencuit așa. Astea zic eu că se vor umple. Nu știu, eventual lăsați-mi un mesaj, un comentariu aici să vedem dacă am dreptate sau nu, dacă trebuie să le umplu și astea sau aici va veni gresie și se vor umplea cu materialul de la gresie. Cu cine am mai vorbit a zis că pot să le las așa, acum nu știu cât de bine știa, dar mi-a zis că pot să le las așa pentru că o să prindă mai bine materialul de la gresie și faianță. Cam atât în videoclipul de astăzi și așa m-am lungit cam mult. Mai am de tencuit încă vreo 2 pereți, dar vom continua cu alte videoclipuri. Vom termina baia, o să începem renovarea căsuței de aici, de la țară, unde avem o grămadă de lucruri de făcut, de proiecte și afară din casă și înăuntru. Așa că vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare să ne auzim mai cu bine.